Miss Litoral este un cunoscut concurs de frumusețe de pe litoralul românesc, care datează încă din anii 70. Evenimentul a fost prezentat de mult iubita Anca Țurcașiu alături de Claudiu Constantin. În fața dumneavoastră dorește să devină psiholog, are numărul 14 în concurs și se numește Claudia Tutose. Sâmbătă 5 august la ora 21:30 a avut loc cea de-a 26-a ediție a concursului de frumusețe Miss Litoral 2017. La eveniment au venit cele mai frumoase fete de pe litoral, au defilat în fața juraților, iar la sfârșitul concursului a fost aleasă câștigătoarea. Iulia Roșca, concurenta cu numărul 17, o domnișoară focoasă, brunetă cu ochi verzi, a cucerit trofeul care o încoronează drept cea mai frumoasă tânără de pe litoral. Iulia este din afumat și aspiră să devină un model de succes. Câștigătoarea este foarte fericită, însă mai mândre decât ea au fost apropiații. Așadar, tu ești cea mai frumoasă femeie de pe litoral. Sunt foarte fericită, chiar nu mă așteptam deloc. Mulțumesc! Și să știi că sora ta ți-a ținut pumnii de acolo și o pot cu lacrimi în ochi. Da, bineînțeles, sunt foarte mândră de ea și sunt surprinsă, dar pot să spun că am tot încrederea în ea. Și pe tine de ce nu te-am văzut de film? Nu. Mi-am lăsat baza în iaua, în păia aici, o susțin. Ce urmează pentru tine acum? Ce visuri ai? Ce visezi să te faci când o să fii mare? Să ajung un model de succes. Acum chiar acesta este visul meu. Acum ești atată ca o prințesă, ai și o coroană. Da. Ai un mesaj pentru părinții tăi? Îi iubesc foarte mult. Le mulțumesc pentru toate sfaturile și că m-au susținut, m-au încurajat să ajung aici. Ce înseamnă pentru tine frumusețea? Frumusețea îi definesc prin caracter, prin eleganță. Din interior vine frumusețea. Cum reușești să te menții, să-ți menții silueta, să fii așa cum ești? Nu este chiar atât de greu. Alimentația este tot ce contează. Ții un regim strict? Sincer, nu. Chiar nu. Ajută mult metabolismul, gen? Da, da. La sală mergi? Nu. Ce de ce ai o soră, nu te-am pe. Nu, da, super, top. Gata, la următoare ediție te vedem și pe tine? Nu, cred. S-a rămâna. Fericită? La maxim, să nu spuneți că dumneavoastră sunteți mama. Da, da. Domnul, sunteți impresionată până la lacrimi. Fata dumneavoastră este cea mai frumoasă femeie de pe litoral. Da, știu. Amândouă sunt foarte frumoase. Dumneavoastră ați împinsă în această carieră? Dumneavoastră ați convinsă să te apuce de această carieră? Nu, ea singură. Miss Regina de România. Ea singură și-a ales singură. Și noi o susținem. Și ce vrea să devină pe tine? Ce soț ați vrea pentru ea? Îmi dorește ea, nu mă bag. Ai vreo vedetă preferată? Să respectem. Nu. Anul acesta selecția a fost realizată din peste 400 de fete prezente pe litoralul românesc, doar 35 dintre ele ajungând în marea finală. Fetele care au cucerit litoralul românesc vor prezenta pentru marile case de modă de la Milano, Paris și New York. Atmosfera a fost destinsă de un concert susținut de fosta Miss Litoral, Anca Țurcașiu. Sunt un om fericit și cred că asta e cel mai important pe pământ, să fii fericit, să fii bun, să fii pozitiv. Astea cred că sunt secretele mele. De asta ați avut o carieră impresionantă, credeți că și aceste fete au și ele o șansă să performeze? Una vrea să fie jurnalistă, alta vrea să fie actriță, ce credeți? Normal că au carieră, fiecare are șansă în viață, cum să nu? Fiecare e determinat să-și meargă pe drumul lui și să își împlinească un vis. Dacă tu îți proiectezi ceea ce vrei să faci, reușești. Aveți un sfat pentru ele? Pentru că, spuneam și ele, frumusețea nu este totul. Ce ar trebui să facă dacă vor să-și atingă un obiectiv?
să muncească, să fie determinată și să nu se întrebe ce aș putea să câștig din asta, ci cum pot să ajut să fac lucrurile mai bune. Iată, vă vedem din nou cu coroniță. Am insistat foarte mult în seara asta să primesc o coroniță și am reușit. Nu știu dacă pentru mine frumusețea, nu știu cât de mult contează. Contează, pentru că apariția a contat întotdeauna în toate, de când m-am lansat în 86, dar mai mult a contat conștiinciozitatea mea. Cred că asta a fost cea mai importantă, faptul că am fost un om conștiincios și am știut să muncesc și să îmi văd de treabă. Și să vă mențineți publicul, pentru că lumea vă aplaudă, vă aclamă în continuare. Da, mulțumesc! Miss Litoral 2017 alcătuiește seria evenimentelor fashion ce se desfășoară la Malul Mării și care mai cuprinde în data de 12 august Mini Miss și în data de 19 august Mini Mister Litoral Miss Black Sea și Gala Turismului Românesc.